Râul Eufrat a jucat rolul decisiv în dezvoltarea umanității. A fost martor civilizațiilor mărețe care nu există astăzi. Dar cândva, un fluviu enorm, Eufrat a început să dispară în fața ochilor noștri. Când apele se retrag, dezvăluie lumii comori adevărate. Se dovedește că secole la rând, sub albia străveche a râului, au zăcut artefacte istorice incredibile, simboluri și relicve misterioase din cele mai vechi timpuri, toate acoperite cu o taină profundă. Astăzi călătorim prin secole în trecut ca să dezvăluim secretele ce le-a ținut ascunse râul Eufrat. Așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă un ceai cu lămâie, stoarceți butonașul de like și să începem! Râul Eufrat, o cale acvatică internațională care trece prin Turcia, Siria și Irak, acum se usucă rapid. Asta duce la crize dramatice pe teritoriile de-a lungul lui. Cu mii de ani în urmă, Eufrat semăna cu o autostradă acvatică enormă. Aproape toate sursele lui vin din Turcia de Est, unde la sfârșitul primăverii se topesc zăpezile. La începutul verii, cascada din munți parcurge drumul său prin toate aceste țări. Când se topește zăpada, râul e atât de plin de apă că trece ca un val masiv și inundă totul în calea sa. Asta se întâmplă în fiecare an și oamenii care locuiesc în apropiere s-au învățat să trăiască cu asta. Popoarele care au trăit mii de ani pe malurile Eufratului știu că atunci când vine potopul, este de fapt un cadou de la natură. Eufratul a dat viață multor civilizații, a devenit martorul urcușurilor și coborâșurilor acestora. Încă putem să le găsim rămășițele de-a lungul malurilor și să facem un puzzle să ne povestească ce fel de oameni au trăit în trecut aici. Irak este unica țară parcursă de Eufrat care are mare nevoie de apă. Oamenii din cele mai vechi timpuri înțelegeau cât de important este un râu și au construit sisteme de irigații inteligente, ca să profite la maxim de puterea lui. Aceste sisteme care prin magie schimbau deșerturile uscate în câmpurile fertile, care hrăneau imperii întregi. Imperii care, într-un final, s-au scufundat în uitare, dar ruinele lor maestoase continuă să ne captiveze imaginația chiar și în ziua de astăzi. Totul curge, totul se schimbă și relația Irakului cu râul și cu restul lumii s-au schimbat. Problema apei s-a acutizat, în special după al doilea război mondial. Populația creștea, iar odată cu asta creștea și cererea pentru apă potabilă, pentru nevoile industriale și agrare. În anul 1960, Irak a început să consume o cantitate record de apă din Eufrat, anual mai mult de 16 milioane de metri cubi de apă. Ar arăta ca o piscină, de dimensiunea unui stadion, cu adâncimea de 2 metri, care s-ar usca zilnic. Așadar, anual, Irak bea aproape jumătate din cantitatea Eufratului. Țara ar fi putut să-și satisfacă nevoia de apă doar cu ajutorul râului, dar acest consum excesiv de apă nu a trecut fără consecințe. Albia naturală a râului s-a subțiat și a dus la dezechilibrul ecosistemelor. Capacitatea de a susține mediul local a căzut brusc și natura a început să moară. Irak s-a ciocnit de o problemă critică: cum să-și satisfacă nevoile ce tot cresc fără să dăuneze mediului înconjurător. Această dilemă i-a făcut pe ingineri și savanți să caute soluții inovatoare și mult mai raționale de folosire a apei și să îmbunătățească modalitățile de irigare. Deja de la mijlocul anilor 1960, Siria și Turcia au construit niște baraje foarte puternice. Chiar dacă barajele vor funcționa în regim normal, se consideră că până la sfârșitul secolului, cererea de apă va depăși volumul disponibil al râului. Eufratul este o adevărată visterie istorică și un leagăn care susține viața în această regiune. Chiar și astăzi joacă un rol important în viețile oamenilor. Le oferă apă cu generozitate și le permite să prospere, să ducă comerțul pe curentul moale a căilor navigabile. Mii de ani Eufratul și-a rostogolit apele pe pământ și doar omul modern, în graba sa de a trăi, distruge provizii de apă potabilă, care este atât de scumpă. Călătoria acestui râu nu se oprește la granița Irakului. Aventura continuă și apele lui tind să se îmbine cu un alt curent străvechi, Tigrul, formând fluviul Shat al-Arab. Apoi se întâlnesc cu Golful Persic. Anume atunci are loc finalul epic al cursei apei de munte. Traseul durează secole la rând, nenumărați kilometri. Cândva, acest râu în Basrah curgea printr-un peisaj magic, despărțându-se în enumărate ramuri și dând naștere unui spațiu magnific, unor terase mlăștinoase pline de apă. Erau niște oaze care ofereau comunității de oameni tot necesarul.
Comunitatea era numită Arabii de Mlaștenă, care trăiau în armonie cu terenul mlaștenos. Dar în anul 1990, viața s-a schimbat. Saddam Hussein a luat o decizie fatidică. Mlaștena trebuia să fie drenată în speranța de a suprima spiritul rebel al acestui popor. Solurile cândva bogate au fost devastate, apa dătătoare de viață a dispărut, iar pământul s-a transformat într-un deșert uscat. S-ar părea că pierderea este de neînlocuit, dar o altă întorsătură a sorții a fost invazia Americii în Irak, în anul 2003. Noua administrație a recunoscut enorm valoarea mlaștenilor nu doar ca un ecosistem important, ci și ca o moștenire culturală a civilizației. Politica de uscare a încetat și a început misiunea de restabilire a gloriei lor de odinioară. Nu va fi ușor. Râul care menține mlaștina nu e la fel de adânc, doar bărcile cu fundul plat pot săriște să călătorească pe Eufrat. Astfel de bărci au proprietatea uimitoare de a pluti chiar dacă apa este adâncă ca o bâltoacă. Dar distanța pe care o pot parcurge este limitată. Ele nu pot merge mai departe de orașul Hit din Irak, care se află la 53 de metri deasupra nivelului mării, o barieră naturală care nu poate fi trecută de aceste bărci. Călătoria spre Mlaștin este un drum împotriva curentului, la o distanță de până la 1900 de kilometri. Este o cale lungă și dificilă. Știți că râul Eufrat este menționat în Biblie și că de el sunt legate câteva profeții uimitoare. În Geneză, în care se povestește despre începutul lumii, Eufrat este menționat printre alte patru râuri, ce curg din legendara grădină Eden, desemnat ca fiind granița pământului promis lui Avram și urmașii lui. Haideți să mergem mai departe. Cartea lui Ieremia, care este și mai intrigantă. Profetul Ieremia povestea că apele Babilonului, inclusiv și râul Eufrat, se vor usca, fiindcă oamenii se vor închina idolilor. Într-adevăr, în ultima perioadă s-a înregistrat o scădere semnificativă a nivelurilor de apă în ambele râuri, Eufrat și Tigru. Asta ne face să ne punem pe gânduri, oare nu se îndeplinește acum această profeție străveche? Dar nici asta nu-i totul. Eufrat este menționat și în cartea lui Ioan Teologul, în care crede foarte multă lume. Această carte conține multe predicții despre viitoarele evenimente apocaliptice, care vor fi însoțite de cataclisme și dezastre. Conform versetului 16:12, râul Eufrat se va usca. În ultima perioadă, acest eveniment semnificativ se consideră a fi un semn, care indică că va urma ceva. Râul are o semnificație specială și în religia islamică. Coranul și învățăturile profetului Mohamed menționează Eufratul de câteva ori, în primul rând ca un râu care este conectat la sursa divină, cu celelalte patru, sau ca locul bătăliilor majore, Armagedonul. Este un război care semnifică sfârșitul timpurilor, după cum a fost prezis de către profetul Mohamed. Învățăturile islamice de asemenea povestesc că în adâncurile Eufratului se ascunde un munte din aur curat. Când acest munte se va arăta lumii, asta va indica apropierea sfârșitului. Profetul Mohamed a spus că muntele va fi dezvăluit atunci când oamenii vor fi complet consumați de lăcomie și materialism, când doar un om din 10 vor putea rezista ispite imense. Credibilitatea acestei profeții este confirmată prin includerea ei în hadithul autentic al islamului muslim. Ne reamintește încă o dată că trebuie să rezistăm lăcomiei și dorințelor materialiste, mai ales când ispita este irezistibilă. Seceta este groaznică, dar uneori se dovedește a fi o binecuvântare care deschide o mulțime de secrete incredibile ale trecutului. După cuvintele directorului Departamentului de Antichități din provincia Kandahar, această secetă a dezvăluit niște monumente arheologice care înainte zăceau în neștiință. De parcă a fost descoperirea unei noi lumi. Cine ar fi crezut că această zonă din Irak se va transforma într-una dintre cele mai semnificative monumente arheologice din lume? Aproximativ 75 de structuri descoperite în timpul săpăturilor ne oferă posibilitatea să analizăm diverse culturi, care au existat încă cu 3000 de ani înainte de Hristos. Aici au lăsat urmele sumerienii și chiar și romanii, faimoși pentru măreția lor. De asemenea, aici au locuit comunități evreiești antice și fiecare civilizație ar putea să ne povestească istoria lor. Datorită uscării, cercetătorii au reușit să viziteze locuri incredibile, care înainte au fost ascunse sub apă. Unul dintre ele este un deal decorat cu niște pietre funerare. Pare că ai luat mașina timpului și ai ajuns în trecut, unde istoria învie.
În anul 2022 s-a întâmplat ceva ce a uimit oamenii din întreaga lume. Apele Eufratului din Siria de Est au început să se retragă, dezvăluind secrete ascunse secole întregi. De parcă râul a vrut să ne spună despre o taină pe care nu o mai putea păstra. Populația locală a fost șocată de priveliștea neobișnuită care li s-a deschis în față. Noutatea s-a răspândit ca un incendiu în pădure și curând la loc a ajuns o echipă de arheologi. Inimile lor tremurau de nerăbdarea anticipării descoperirilor. Cu fiecare sloi de praf în fața lor apărea un tezaur întreg de artefacte antice și rămășițe umane, pictând un tablou uitat prin timp. Printre descoperiri erau și morminte cu o semnificație istorică importantă. Arheologii și istoricii de parcă ascultau poveste vie despre ritualurile și credințele străvechi. Studierea detaliată a scheletelor le-au permis oamenilor de știință să înțeleagă caracteristicile fizice, starea de sănătate și chiar și alimentația oamenilor din trecut. Asta ne oferă o viziune clară asupra trecutului, de cât timp trăiesc oamenii și cât timp a zburat de atunci. Regele sumerian Gilgamesh a rămas în istorie ca un conducător puternic și venerat. Numele lui este egal cu eroismul. Figura lui captiva imaginația oamenilor. Povestirile epice și faptele lui extraordinare s-au răspândit peste tot în timpul vieții lui, dar au și supraviețuit prin timp. Curajul lui nu cunoaște granițe. El se aventura în călătorii periculoase, în căutarea înțelepciunii și a nemuririi, provocându-i pe înșiși zei. Domnia lui a marcat o perioadă semnificativă în istoria mesopotamiană. Realizările sumeriene în domeniul culturii scrisului, agriculturii și a conducerii au pus fundamentul viitoarelor civilizații. În mijlocul acestui peisaj strălucitor, Gilgamesh conducea poporul său cu tărie și înțelepciune. Unitatea civilizației sumeriene îi se atribuia nume lui. Pe lângă asta, el mereu a susținut ambiția umană și căutarea neobișnuită a cunoștințelor. Epopeea lui Gilgamesh se consideră a fi una dintre cele mai vechi lucrări ale literaturii antice care a supraviețuit până în zilele noastre. Aceasta este confirmarea că așa personalitate istorică chiar a existat. Când râul Eufrat s-a retras, pe fundul uscat a apărut un peisaj incredibil. Sculpturi colosale ce înfățișează niște capuri deranjate de timp și având niște decorațiuni complexe. Oamenilor nu le venea să creadă, o față care a înghețat pentru milenii. Dar ce ascundea în sine? Secrete antice și înțelepciune? Sau posibilitatea de a dărui bunuri inimaginabile? Dar e posibil să fie cheia cunoștințelor pierdute. Oamenii de știință și arheologii s-au înghesuit aici ca un râu, încercând să găsească explicația capului străvechi. Pe malul râului Tigru se află un oraș străvechi, Nineveh, cândva capitala Imperiului Asirian. Imaginați-vă palate maestoase care se întind spre cer, temple cu tunuri, terase și biblioteci vaste pline de cunoștințe străvechi. Rămășițele unei ere de mult apuse, condusă de domnitor și regine, unde înflorea negustoria și existau artiști talentați. Coborâți un pic mai jos, de-a lungul Tigrului, și veți da de Tel Brak, în trecut Nagar, cândva o metropolă agitată. În ruinele lui sunt îngropate civilizații uitate care au inventat formele timpurii de scriere, primele încercări de comunicare umană. În plus, sistemele lor agricole complexe descoperite aici ne oferă posibilitatea să vedem cum oamenii din antichitate îmblânzeau pământurile. Dar râul Tigru ne poate oferi și mai mult, văi în care se întind ansambluri arhitecturale măreția cărora este năucitoare, rămășițele civilizațiilor, sumeriană, acadiană și babiloniană. Imaginați-vă zidurile care se ridicau deasupra pământului, niște clădiri cu multe niveluri, care erau considerate a fi locuințele zeilor și care acopereau orizonturile, morminte și palate. Ruinele lor ne permit să privim viața oamenilor care au trăit cu mii și mii de ani în urmă. Este trist că aceste monumente care fără protecția apei devin vulnerabile și pot să se prăbușească din cauza vântului din deșert. Sculpturi și detalii complicate, artefacte prețioase, riscăm să le pierdem pentru totdeauna. Arheologii însă se dedică întru totul, încercând să descopere aceste comori. Ei înțeleg câte cunoștințe conțin aceste artefacte. Cu ajutorul lor, nu doar că dezvăluim trecutul, ci înmulțim și salvăm moștenirea noastră culturală. De asemenea, înțelegem de unde și cine suntem în general. Apele Eufratului, care continuă să se retragă, ne-au dăruit niște capitole noi și incredibile de istorie. Este extrem de important să luăm pași activi pentru protecția și conservarea lor.
Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pace tuturor! Vă pupă la inimă!